cei care vor apela la mine, să dea deoparte, să zicem așa, încărcătura politică a demersului și să încercăm să ne concentrăm toți, să aducem în față pe lista priorităților, pentru că există resurse puține și pentru că marea majoritate a problemelor țin de alocarea de resurse financiare. Să alocăm bani, atât cât vom primi, pentru cele mai importante lucrări pentru județ. Că e vorba de apă și canalizare, că e vorba de drumuri, de reparația școlilor, de cămine, de spitale, de tot ce trebuie, da, de viața domnule normală a omului. Pentru că tot ați pomenit despre un dig care are mari dubii atât asupra valorii reale, cât și asupra calității lucrărilor. Problema este că în 2009, din bani, nu s-au mai acordat banii necesari pentru realizarea unor proiecte și programe care erau